La Monza, în Italia, se desfășoară zilele acestea cea de-a doua ediție a Conferinței Europene de Medicină și Spiritualitate Creștină. În mesajul adresat participanților, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a subliniat că dialogul dintre medicină și spiritualitate constituie o șansă și o necesitate evidentă. Hristos a înviat! Cu multă bucurie salutăm pe toți participanții la a doua ediție a Conferinței Europene de Medicină și Spiritualitatea Creștină. Totodată ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să binecuvânteze această importantă întrunire științifică și pe toți organizatorii ei. Dialogul dintre medicină și spiritualitate constituie o șansă și o necesitate evidentă după o perioadă comunistă care susținea antagonismul dintre știință și credință. Numeroasele cercetări în domeniul medical evidențiază efectul benefic al vieții spirituale asupra sănătății sufletești și trupești, postul alimentar periodic, munca de voluntariat, beneficiile substimulării senzoriale și ale tăcerii, care amintesc de înfrânare de numeroasele exerciții ascetice, sunt astăzi investigate și confirmate ca fiind benefice din punct de vedere medical. Salutăm și binecuvântăm deschiderea celei de-a doua ediții a Conferinței Europene de Medicină și Spiritualitatea Creștină și ne exprimăm speranța ca în viitor relația dintre spiritualitatea creștină și sfera îngrijirii medicale va fi tot mai strânsă, nu doar pentru valorificarea potențialului terapeutic al vieții spirituale în îngrijirea bolnavului, ci și pentru a spori gradul de cunoaștere al impactului virtuților și al vieții spirituale asupra sănătății în rândul personalului medical. Salutăm și binecuvântăm intenția de realizare a rețelei medicale de medicină și spiritualitate și a Jurnalului Medical de Medicină și Spiritualitate Creștină. Considerăm că pentru viitor este benefică înființarea unor asociații medicale profesionale care să abordeze și să promoveze pe baza rezultatelor științifice deja cunoscute îngrijirea medicală realizată cu multă compasiune, pentru a valorifica potențialul ei curativ în cazul pacienților, dar și de creștere a rezilienței în rândul personalului medical, ambele aspecte contribuind semnificativ la creșterea calității actului medical. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să împletim spiritualitatea rugăciunii cu știința medicală și cu toate celelalte discipline care au ca obiectiv omul, coroana creației lui Dumnezeu. Astfel vom simți lucrarea iubirii lui Hristos în medici și în oamenii care se roagă pentru sănătatea semenilor. Vă dorim tuturor pace și bucurie sfântă într-o lumina lui Hristos cel înviat. Mesajul integral poate fi citit pe site-ul basilica.ro.